Pentru conținutul său caloric și de minerale, se recomandă și în dieta diabeticilor, pentru că subțiază sângele, favorizând circulația. 100 de grame de scrumbie conțin 230 de calorii, 20 de grame de colesterol, 3000 de miligrame de acizi omega-3 și 250 de miligrame de acizi omega-6, esențial pentru sănătatea inimii. Este vorba de scrumbie care mai conține vitaminele A, C, D, E, K, dar și B6 și B12. Este bogată în magneziu și seleniu cu importante beneficii în tratarea anumitor tipuri de cancer. Pe lângă acestea, scrumbia de la prânz semnifică și aportul de calciu, fier, fosfor, potasiu, zinc și sodiu necesare unui organism sănătos. Studiile specialiștilor americani au arătat că o dietă cu scrumbie reglează nivelul hormonal și favorizează elasticitatea capilarelor. Prin conținutul de vitamina K, elimină riscul formării cheagurilor de sânge, a depozitelor de colesterol și scade tensiunea arterială. Pentru un organism slăbit, scrumbia îmbunătățește sistemul imunitar și reglează metabolismul. Consumată cu regularitate, te scapă de migrenele supărătoare și îmbunătățește memoria și activitatea cerebrală. Alegerea, prepararea și depozitarea scrumbiei sunt foarte importante pentru păstrarea funcțiilor nutritive. Astfel, alege numai peștele proaspăt, care are carnea întinsă, umedă și depozitează la congelator numai în șervețele de hârtie și nu de plastic. Se consumă după ce l-ai lăsat 24 de ore la frigider să se dezghețe. Abia după aceea îl poți găti pentru a fi sigur că și-a păstrat întreg conținutul de vitamine, minerale și calorii. Specialiștii avertizează însă asupra consumului de scrumbie de către femeile însărcinate. Pentru că acest tip de pește conține și mercur, proaspetele și viitoarele mămici vor evita timp de câteva luni să îl consume, relatează știrilromânia.ro.